Astăzi vom reacționa la TikTok-uri împreună cu Steț, cu prietenul meu de la Buzău. Să-mi bag bună ceva curul tău, Steț. Bă, bună dimineața. Sup, sup. De fapt, nu. Ce? Noi creăm un cont de ăsta care poate fi vizionat și dimineața și seara. Deci o să zicem bună dimineața și bună seara și bună ziua. Bună seara. Așa. Și, așa. Steț, ești pregătit să râdem? Da, hai, vreau să râd rău de tot. Semnal stânga, uită-te în oglindă, cioc, vine mașină, pune semnal. Ai pus semnal, bravo, bravo. Așa, ușor, e bine așa. E bine, e bine, e bine, da, e bine. Ușor, ușor, că se uită lumea la noi. Deci mergi mai pe dreapta, lângă bordură, ce te... Așa, lângă bordură, așa. Ăștia facă-te încă să sunt beți. Steț, vrei să iau o mașină să facem și noi așa ceva? Păi pot să fac asta? De fapt, da, nu. Nu știu dacă... Păi nu știu dacă e drum public ăsta, dacă... dar de fapt e ceva public, că te-aș băga, dar tu n-ai permis și mă reclamă lumea și îmi fac dosar, da, că fac pușcărie din cauza ta, nu-mi convine. Dar te-aș pune la volan, adică dacă mă întreb pe mine. Hai mă, eu zic că mă descurc. 1,72 m în Japonia. What the fuck? Na, n-ai cum. Steți. Păi tu zici seama cum, nu mă, nu, n-are cum, tu? Niciodată. Bă, voi dați seama cum s-ar vedea, Steți, gândiți-vă că eu-i vine ăstuia până pe aici, da? Cam așa, Steți, îmi vine mie până cam pe aici. Hai mă, așa piti să fie aia din Japonia. N-are cum, bă, ce ai, nu există așa. E bun. Hai să-ți dea fratele tău 60 de lei gratuit. Descarcă gratuit Revolut prin linkul din descriere și ai șansa de a câștiga gratuit 65 de lei. Intră chiar acum pe primul link din descriere, fă-ți cont pe Revolut cu linkul meu și ai șansa să obții cei 65 de lei gratuit. Este foarte simplu, nu durează mult deloc. Eu, de exemplu, folosesc Revolut și cel mai mult îl folosesc când plec în afara țării. Uite, am aici, am chiar și niște bani pe el, dacă se poate vedea. Oh, sigur că da. Dar cel mai mult îl folosesc în afara țării pentru că este absolut vital. Eu am și card. Bine, poate vă întrebați de ce nu mai am card. Îl am pe telefon pentru că aveam pe la Shmaker metal fizic, dar l-am pierdut. Na. Ce este Revolut? Revolut este o bancă internațională care oferă o mulțime de beneficii, cum ar fi retrageri gratuite de la ATM-uri, dar acestea sunt supuse alocației din planul tău. Iar furnizorii tărți pot percepe un comision de retragere. Schimbul valutar este disponibil în peste 35 de monede, fără comision, de luni până vineri, în limita planului tău. Se aplică termeni și condiții. De asemenea, poți trimite bani instant prietenilor tăi gratuit. Dacă îți pierzi cardurile, e foarte simplu, le poți îngheța instant, adică să n-ai probleme. Din aplicație direct, beneficiezi de o securitate foarte bună. Este foarte important de menționat că transferurile bancare, adică de la alte bănci, în afară de Revolut, pot dura între 3 și 5 zile și pot interveni comisioane. Eu îl folosesc oriunde mă duc, în vacanțe, la meciuri de fotbal din afară, mai ales oriunde plec în sănătate, eu folosesc Revolut pentru că este foarte, foarte safe, unul la mână și ai comisioane foarte bune. O altă chestie foarte mișto este aceasta, că dacă, de exemplu, vrei să faci o plată online pe un site, dar nu prea ai încredere în site-ul ăla, și totuși vrei să cumperi acel lucru, Revolut îți poate crea un card care poate fi folosit doar o singură dată, după care se autodistruge. Și tu ai făcut plata, dar datele cardului se duc, știi? Și aia, chiar dacă ar fi un schem, n-au cum să-ți mai ia bani în continuare. Deci, practic, e un lucru foarte șmecher. Na. Așa că nu uitați primul link din descriere și faceți-vă cont pe Revolut și puteți câștiga 65 de lei gratuit. Și nu din partea mea, din partea Revolut. Da, eu o să zic că vi-am dat eu, dar bă, înțelegeți, ideea că e oricum prin mine, dar da, mai contează. Bun, hai, v-am pupat. Can I get your help down here? Pardon me? Can I get your help down here? Sure. Na. Deci a cerut ajutorul, cum s-ar spune. Ajută-mă și pe mine. Bă, și-a văzut. Nu. Uite. Excuse me, ma'am. My friend over here thought you was kind of cute, and he was one. Am împietrit ăsta. Maică! Ce glumă proastă. So, that's off limits. Okay, sorry about that. Bă, pe asta i-aș face un amicu să mur eu. He's kind of cute. He gets kind of nervous sometimes, I guess. He's fake. Ce bun! Sometimes, that's all right. Yeah, I know. That's all right. E bun rău! Nu mă așteptam la asta. E bună de făcut asta. Stai așa că nu vreau copyright, că și așa mi-au luat copyright-uri pe ăștia de... E doar o farsă. Hai că nu știu. Mamă, cum îi sar țâțele. Da, nu știu, farsă. Bă, farsă. Bine, gluma e...
puțin fuge cam proastă, dar problema e alta, am mâncat vași. Uitați-vă la el, adică eu de asta vă zic, aveți grijă la silueta voastră, adică da, e puțin, uitați-vă și voi cum mi s-ar țâțele și nebun la el. La spart ești nebun. Nu, no, că le are, deci asta e direct pentru jocurile olimpice. Da. E bun rău. Cu medalele de frunz. Hai de cap. Mai că... Dar vezi care schimbă... Vezi că omul are schimbe bune de tot. Le știe. Aoleu. Interzis din întrunită. E traseu de bicicletă, doamnă. Da, nu, ai dreptate. Da, omul are dreptate și vezi. Bă, dar cum a țipat așa? Da, cam, oh, bă, cam nașpa, cam nașpa. Dar bine, bă, că s-a, bine că nu s-a produs vreo nenorocire. Da. De mamă cu... Îl ajută, mă. Nu vor ca ei când vor ca ei. Dar uite ce trage de el, ești nebun? Dar vreau seama dacă câinele vrea să-l ajute sau să-l muște. Astea doar în România se pot întâmpla, mă jur, nu? Pe bune. Vezi că nu cântă rău deloc să mor dacă vă mint. Vezi că e bine rău? Sună bine, da, sună bine. Ia uite, țambal încins. Ai dracu! Cântă bine rău! Bă, trebuie să ai ureche, mă, să faci așa ceva, nu e... Bun, nu bun! E bătrân atunci când un puș mi-a spus să rud mâna... Ce-i ăsta, mă? Cârtiță? Nu, e vidră! Vidră! Dar ce treabă? Bă, ești nebun? Ce frumos e! Și eu așa relaxat, mă, vreodată în viață... Bă, ești nebun, ce stă? Da, el nu mai poate el. Cum doare? Rico. Doarme. Rico. Când pleci de la cinema și spui că nu te-a speriat filmul de... Băi, România! Doamne, cu ții, bă! Strong woman! De la un răgăit, bă, de la un răgăit să face halul ăsta, las-o, bă, dracu! A, bă, că n-ai cum așa ceva! O, morți, măsie! Da, am văzut TikTok-ul de ăsta, e tare. Eu chiar credeam că e undeva la munte, ceva frumos. Da, da. Asta este una dintre cele mai periculoase intersecții din... Nu știu pe asta, nu știu pe asta. What the fuck? Mamă, trei s-au lovit. Asta este una dintre cele mai periculoase intersecții din... Bă, și fix atunci accident. Iată, în fața noastră s-a petrecut acest accident. Uaaaaa! Bă, n-a fost să cred! Mamă, dar s-a făcut praf! Bă, nu știu, există vreo șansă ca TVR ia și să fi dat bani pentru... Dar nu, că e prea scump să nu, mă, ce e? V-ați lovit? Bum! Stați ușor! Sunteți ok? Yeah! V-ați lovit? Stați ușor! Sunteți ok? Haideți! Asta este una din... V-ați lovit? Nu! No. Nu, no, deloc! Doamne! S-au întâlnit doi prieteni vechi! Mă miște de oglindă! Bă, ești prost? Bă, să fie așa beat? Ce povestește el acolo? Cât de bea să fii, mă, mâncat, să nu te recunoști în oglindă. Doamne! Doi prieteni adevărați. Nu pot să cred așa ceva.
Cât de bea să fii? Bine că se zic, alții se luau deja la bătaie. Bă, da, alții se și băteau de mult, dar uitați-vă și voi, băt ce... Da, bă, nu. S-a zis amuș. Ia uite, mă, îmi place de ăsta, toată viața lui a mâncat, a băut, de futut, nu știm, da, de bine de simplu. Moica mea! Bă, ești nebun? Măi! Roșu i-a dat, ești prost? Bă, au intrat doi în ăștia și nu i-au făcut nimic, ești nebun? Ia uite cum a intrat ăla, nu vreau să mă uit la ăștia, dar prima fu... Da. Amuzant, e vei? Combo! Bă, dar ăsta era arbitru? Ce drept? Ce drept cu e, mă, măcilul ăsta? Domn, ia, cred că ați uitat de mașina mea. Ia, ce medalie are băiatul? Cel mai mare prost. Domnul Țiriac, trebuie să-i dai și lui o medalie. Da. Sigur păi, că da. Ce facem aici? What the fuck? What the fuck? Ce f- S-au dus de sinele sper... la hotelii și fost. Sper că e fake așa ceva. Și eu. Ai fi ciudat? Uitați-vă și voi, deci stau la trecere și nu oprește nimeni, fraților. Deci accelerează din ce în ce mai tare. Nu știu să zicem că te calcă, treci și te calcă. Ce se întâmplă? Pleacă. Doar nu fuge. Da, nu. Un pic de frână. Deci nu poți să te duci la poliție sau ceva? Uitați-vă, fraților, deci nu oprește. Trebuie să alergați. Aici tu dai prioritate la mașină, ești nebun? Să nu oprește nimeni aici în Tunisia. Ce tare. Și ce... Bă, sincer, asta nu e o țară de vizitat. Adică no, înțeleg no. Că vrei să faci experiențe și asta, dar țările de genul eu pe bune nu le-aș vizita. Adică n-am nicio curiozitate să mă duc prin Africa, prin țări de genul, ca să ce? Nu mă interesează să stea ei acolo. Să fie acolo. Ia uite-l pe tovarășul meu. Da, mă, da. Mamă, când ăsta a gol. Deci nu vreau să mă gândesc cum ar fi asta să dea gol pe un Bernabeu plin. E bun omul. Se bucură. Șușa! Șușa! Șușa-l cheamă. Bă, el chiar se crede un star în fotbal. Nu vezi? El va povesti nepoților dacă o să aibă, că gen chiar a fost o vedetă. Și vezi că e mai cunoscut. Și vezi că real vorbind e mult mai cunoscut decât mulți fotbaliști. De exemplu, e mai cunoscut decât toți fotbaliștii din Liga 1. Spune-mi dacă te-ai uitat în ultima perioadă la Jocurile Olimpice. Dacă m-am uitat odată la Jocurile Olimpice? Da, în ultima perioadă. Adică să mă uit pe telefon? Pe televizor, pe telefon. Da, mă uit la filme de-astea olimpice. Adică te duci așa. Departe. M-am uit, mă, da, așa. Deci la Jocurile Olimpice te-ai uitat. Și ce ai văzut acolo? Adică la jocuri de-alea așa sau? Nu, dar la nu. Jocurile, dar le-am văzut așa? Jocurile Olimpice de fugi? Da, atletism. Da. Ai văzut, au început Jocurile Olimpice. Da, mă, canotaj. Da, știu ce jocuri. Ai văzut ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cu jocurile? Noi l-am întrebat dacă a văzut și el a zis că da și da. Acum ne întreabă ce s-a întâmplat. N-ai văzut la canotaj? Canotaj? Da. S-a înjurat între ei, s-au omorât, ca câini. Bă, îmi place că Dițu intră în orice subiect de parcă știi. Te-ai uitat la alte jocuri. Și eu cred că m-am uitat la alte jocuri. S-a uitat la wrestling, la ceva. Da, la wrestling. Băi, mie m-am uitat la wrestling, la astea. Băi, Mifule, dacă vrei să... Hai, am dat-o înapoi, Mif. Da. Dacă vrei să ne batem în gală. Uite, da. Eu vreau să mă bat cu tine în gală. Ce spui de treaba asta? Vrei să te bați cu mine în gală? Bă, nu știu, tu cine crezi că ar bate? Mifu. Și eu tot Mifu. Îl bate Mifu. Că ți-e mare frică să mori să te bați cu Mifu. Îl bate Mifu, că Mifu, da, vezi nu. Că e muncit Mifu. Da, nu. Ia vezi-te aici, cocktail, ia. Trage bine și ține. Ține.
Ce dracu e asta? Bă, ăsta e pe bune sau e la vrăjeală? Cred că e pe bune, adică mai am văzut de-astea, ca să te îmbezi mai repede, cum ai veni. Și îți dă în cap? Unele da, aparent. Deci un program de 700 de euro. Da, un program de 700 de euro. Dacă vrei până la ziua. Și în lei cât vine asta? 2000 de euro. Bă, are dreptate. Ce? Să nu mai negociem și astea. Mamaia la botez după ce cea cătuia. What? Ia out. Vai, ești prost. Bă, eu țin minte. Suntem tale, frate, pentru asta. Când eram copil, steți, o groază de babe vedeam pe stradă cu basaci de nu știu ce, bagăleți, ba astea. Mm-hmm. Bă, au o echilibristică fantastică babele. Nu știu de unde, nu știu cum au antrenat. Dar wow, frate, wow. N-ai ce. Țineau de la saci pe cap, bă, saci de grâu până la găleți cu apă. Bă, îi țin minte. Ciomag cu două găleți. Ia uite. Asta e un fleac. Fii atent aici. Deci fiți atenți și voi aici, vreau să vă explic faza asta. Nu știu cât de bine se vede, da? Ei aici pregătesc o schemă, da? Este pregătită o schemă, dacă te zici, juca Ucluș cu Sepsi, da? Zidul okay. Aici a pus, da? Aici avem oameni în fața zidului ca să deruteze, bun. Oameni la, în caz că se dă vreo pasă sau vreo deviere sau se șutează în zid și așa să șuteze spre poartă, ai trei oameni care fac fenta, da? Ok. Încă unul aici, bun. Și ei se șutează. Ei aparent, deci dacă zici atent, stai așa. Au sărit peste mine. Au vrut să facă asta sau? Nu. Ei au crezut că o să dea altul, ia. Ce-i asta? Ce-a fost asta? Oricum nimeni n-a atins mingea. Florin Ștefan bate. Și-a tras în alu. Ai de pula mea. Ăsta e fotbalul din România, da. Așa s-a lucrat faza asta sau așa a ieșit? Și l-a luat pe Shiger la ții. Sar peste mingea. Deci uitați ce face. Ia să vedem, uite. Sare unul, sare al doilea, ăsta fuge, n-au nicio treabă. Derutezi zidul, nu, dar aici s-a... Ăsta, dacă te uiți, fii atent, că era unul cu spatele aici. Aha. Întreba, bă, a dat? Știi? Și asta, să se ducă un... Se întâmplă. Când vrei să-i faci tu un bine, dar... Deci am și planul B pentru viitor. A renunț la bacalaureat, deoarece am și planul B pentru viitor. Care e ăla? S-a înfără auto de mașini. Păi da, domnule, păi cum să nu? Stai, tu nu te-ai gândit că tu n-ai bac. Să te faci Samsung auto. Samsung auto. Asta e. Bă, eu chiar mi-aș dori să te văd cum negociezi. Crezi că ai vinde vreo mașină? Da, cum să nu? Bun. Ai filmat și asta? Da. Ce zici, mă, bătă? Bă, frumoase animale, frate. Da. Deci mergi și tu cu fiutul la zoo și zice, mă, cum îi tremură coaiele. Vreau să-l mă dat. Îi tremură coaiele. Mă. Bă. Asta trebuie să începe și am făcut-o, da. Sau da, eu am făcut. Trebuie să ce fac. Hai, mă, nu cred așa. Zici, stai puțin că e prea tare, vreau să dau mai ce. Bă, real vorbind, a plecat singură piatra. Deci... Hai, mă. N-a găsat-o mic, uite. Da, nu știu. Dar uitați atent prima piatra aia parcă. Uite că comentează ceva. Râdem noi, dar eu nu mi-am crezut copilul de 3 ani când spunea că de sub patul lui bunică s-a ia sub un om care la teacă îl găseam plângând. Da. Vezi că cică copiii văd lucruri pe care nu le putem vedea. Păi da, pentru că ei sunt mai fiavi. Na, mă, na. Și n-a vărsat berea, dar te drept. Stop.
Da-te, da-te. Ciucă așa. Felicitări, David Popovici. Ce? Felicitări, Nadia. Na, bă, tu vezi, mă, câți talentați avem. Pe bun. De unde ești? Ești băiatul ăla de s-a căcat pe live. De unde ești? Ești băiatul ăla de s-a căcat pe live. Să te recunosc așa, fetele pe stradă. Hai de mine. Ai vreo problemă? Da, nu e locul tău de parcare. Vrei să cerți cu mine? Ia vină-mă încoace. Da, mă, că vine acum. Nu vreau să mă ce. Vezi că vine vărămin și te rupe. Ia-o de aici. Ia vină-mă încoace. Acum vine. Nu e locul tău de parcare. Bă, deci ne batem, vrei să ne batem? Ia vină-mă încoace. Acum e să-mi bag picioare de rupina. Bă, amândoi. Nu mă te rupe asta, dacă pune mâna pe tine, te... Ia vină-mă încoace. Ha, mă, frate, să te bă. Mașina de aici și două mai încolo. Bă, nu, dau, ce o să faci? Ia vină-mă încoace. Ia calmează-te, mă, puțin. Nu care vrei să te bate, fii atent că te bate. Bă, ia vină-mă încoace. A făcut 6 ani de ruibi. Băi, tu și cu ruibistul vă mutați de aici, nu-mi pasă. Acum. Ia vină-mă încoace. Stă, mă, că vin acum, ce naiba. Mă. De ce parchezi aici? Da. Nu e asta. Cât de beat ai fost? Nu, bine ce. Bă, dacă și plecau chiar că... Dacă și plecau chiar că era șmecherie. Da, dacă să plec, decide. Ia vesteți. Mama e ta a versus drone ea. Stai puțin că da, nu vreau. Bă, dar n-ai văzut și n-ai stat nicio lângă o drone. N-ai văzut pe băiatul ăla cu drone? Eu nu prea stăteam lângă drone. Ce fuge. Ia, ia uitați-vă și voi la mamaia, mă, că am așa gura voastră. Extratești. Bă, acum nu râde, dar gândește-te cum o să vedem noi lucrurile pe care, nu știu, care o să apară bă, când noi o să avem 70-80 de ani. Îți dai seama că mai crezi în ele. Da. Mă! Hai de mine și de mine! Du-te! Du-te, dracu, de aici! Bă, era o chestiune de timp până se va întâmpla și asta. Da. Bă, stai, e bine că se reciclează. Pe care se bage primul gen. Da, nu știu ce citam. L-am văzut. I-am dat și... Al dracu dinozaur. Bă, eu mă întreb cum, în ce a intrat de a făcut așa ceva. Asta mă întreb. A făcut gaură în tablă și de mult. Cam astea au fost TikTok-urile amicii mei. Nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like. Noi o să mai salvăm pentru săptămâna viitoare. V-am țucat. Pa, pa. Pa.